Despre care caz vreți să relatați? Primul rând, bună seara. Despre cazul care l-am văzut eu la Curaj TV pe data din 19, cu penitenciarul, cu deținutul căruia nu i se permitea să meargă la înmormântarea soției care și-a pus capătul zilelor, tot din motivul injustiției din Moldova. Deci, dragul coleg, acel video m-a lăsat șocat. Dacă dumneavoastră o să ascultați, eu v-am expediat dumneavoastră 5 sau 6 înregistrări audio. Deoarece deodată după ce am văzut acea postare a dumneavoastră la Curaj TV de data din 19, imediat am cules numărul 1189 și am aflat penitenciarul. Deși eu nu știam, doar am spus să-mi indice penitenciarul pruncul. Mi-au fost oferite două numere de telefon. Nici nu aveam unde să le scriu, că într-adevăr eram într-o situație, nu eram acasă, eram în altă parte. Deci am scris pe nisip acele două numere care mi-au fost comunicate de către angajata de la 1189 și fix așa de revoltată am sunat la penitenciarul, prima dată am numerit la 16 și după aceea am numerit la penitenciarul 16 și nu mi-a fost răspuns. Am ajuns la penitenciarul numărul 9. Și la penitenciarul numărul 9 am vorbit cu un angajat care, după ce a predat unui alt angajat pretins fiind ofițerul de serviciu al turii din data de 19, s-a prezentat pe numele, cu un nume oarecare, Ignat. Deci am vorbit cu acel Ignat, foarte indignată, foarte șocată de ceea ce am văzut eu în postarea dumneavoastră. Acel angajat ofițer de serviciu m-a asigurat că el va vorbi. Și totodată el mi-a spus că acest deținut tocmai este la conducere, însă nu știa de postarea de la Curaj TV. Deci, dar care e important? Când am văzut? Mă întreba el când am văzut-o, când a fost postat. În fine. Eu sunt o cetățeană, sunt pedagog. Dar acum numai cât am văzut la Curaj TV ceva publicat care m-a lăsat de groază. Aveți ori dumneavoastră un deținut, ori în celălalt penitenciar, dumnealui se prezint că este de la pruncul și solicită ca să-i fie permis să meargă la decesul, la mormântarea soției. Totodată, domnul Tamara, da? Da, eu sunt. Totodată, da. acest domn arată acolo, arată niște documente, niște acte și totodată dumnealui indică și o țavă. Eu mă spânzur, oameni buni. Eu vă zic, eu sunt pedagog, și absolut nu cunosc nimic. De ce nu se întreprinde nimic, oameni buni? Vă zic, eu îmi pare rău. Ce îmi spuneți dumneavoastră? De ce dumneavoastră credeți că nu se întreprinde nimic? Cum omul să vorbească așa ceva? Cum omul să vorbească așa ceva și nimeni să nu reacționeze? Voi? Tamam că acum dumnealui la discuții cu conducerea, tamam pe cazul dat, doar că nu știm de video ăsta care Curaj TV dumneavoastră deja la zi. Dar nu se poate, oameni. Și apoi ce? Este un om și dacă are telefon și dacă are televizor. Unii s-au mai văzut? În ce țară, oameni buni? Păi asta e strigăt la cer, oameni buni. Filat o stat cu toate cele lângă dânsul și aici un om sfelipsit. Păi dați seama, rămân doi copilași. Eu sunt pedagog, eu sunt bunică. Dar dumneavoastră, ce anume v-a frapat în video ăsta că sunteți de acord cu ce? Și nu îi se permite, și nu îi se permite omului, dacă lui a fost acolo scutit, am înțeles că a avut, are decizii, că e scutit adică pentru detenție urâte, adică, și că eu sunt revoltat tare acum. Și ideea că doi copii, oameni buni, voi ce faceți? Eu nu înțeleg la cine. Eu vă zic, eu pot să ajung și la ministrul justiției, cunosc alte persoane care chiar o să mă implic în așa caz. De ce nu îi comite? Dumneavoastră ați vrea că el să fie escortat, asta mă, ca să înțeleg. Și escortat și rezolvată problema, oameni buni. Dumneavoastră nu credeți că mai faceți, comiteți încă o crimă? Oricum, dacă dumnealui e atât de tare de dus, adică nu că omul e stresat, într-adevăr. Am trecut și eu prin crize de stresuri. Nu, eu v-am înțeles, înseamnă că eu mai departe cu conducerea o să coordonez în momentul dat. Luăm decizii, nu credeți că nu luăm decizii. Dumnealui trebuie... La moment chiar e la discuție, la conducere, pe cazul dat. Păi vă dați dumneavoastră, dumnealui trebuie mă...
Măcar de lăsată în ultimul, asta e groază, e groaznic, ca să nu, nu știu, eu vă spun, cazul ăsta, eu, să știți că eu îl iau mai departe. Deja eu am distribuit, dar cazul ăsta eu am să-l iau și azi vorbesc. Deci, ca să poți mai vorbesc încă suplimentar cu domnul Ignaț, să cunosc dacă i-a fost permis să meargă la mormântarea soției, n-am mai putut să iau legătura, domnul Oleg. N-am putut să mai iau legătura, deoarece eu am mai sunat la ora 21 seara, tot pe data din 19, și un alt angajat, Poternichi, o să vedeți în înregistrare, o să ascultați, așa, alehame, te ba spune că nu știe unde, parcă i-a dus mâine și răsărite. După care i-am zis că am să revin a doua zi, pe data de 20 la ora. Bună ziua! Bună! Dumneavoastră v-ați prezentat? Alo? Alo? Nouă secție de servici cu Orcencu Andrei. Foarte bine, stimate domnule, eu am revenit, dumneavoastră ați închis, nu da. Ori domnule. Da, mulțumesc chiar că ați revenit, dar în timp ce noi discutam prima dată, ofițerul de serviciu a ieșit și a plecat la sector tip deschis, fac apel. Dumnealui la moment e ocupat și eu pot să vă spun, mă auzi bunul, la revedere. Stați, nu stați, pot să vă ajut cu nimic. Stați, dar dumnealui... Alo? Alo? Paternichi. Bună seara încă o dată. Cu cine bună. Vorbesc? Paternichi. Eu sunt Rotaru. Am convenit la ora 9, iată am sunat peste ora 21, 15 minute mai târziu. Ce îmi spuneți? Da, eu încă nu se apropie. Dar dumneavoastră vreau să străduiți să aflați dacă vine? Eu v-am întrebat eu cum e ocupat. Înțelegeți, domnul, noi nu avem un serviciu sau el, domnul, nu e la un post fix. El e șef de tură. Așa. Și atunci, ocupația asta durează cât timp? 24 de ore. Așa. Nu e, ceva, nu e un lucru stabil, acum vă spun. Atunci, spuneți-mi, vă rog, în ce perioadă pot, până la ce oră eu pot să vă sun? Deci nici eu nu aș vrea să fiu una incultă. Dar nu e o problemă, că noi lucrăm 24 de ore, pur și simplu, când au prins atunci. Deci eu o să... Spuneți. Da. Spuneți ce ați vrut să spuneți. Mai reveniți, mai încercați. Deci eu vă rog mult, până la ora 22, eu la 22 eu am sun. Bine. Ajuns sau n-a ajuns la mormântare? Eu nu știu, a ajuns sau nu, pentru că acest angajat, acest ofițer de serviciu, el până la urmă a fugit de mine. Pentru că ceilalți care luau legătura cu mine, când vă prezentam că sunt Rotaru Tamara, deci nu, mă mura o zi bună. Până la urmă, când sunam eu, se auzea doar însăși faxul. Azi, am o seară, am luat legătură cu penitenciarul numărul 9 și un angajat s-a prezentat o altă familie. Am întrebat când va fi acest Ignat, familie sau nume, nu știu. Mi-a spus că va fi poi mâine la serviciu. Însă, angajatul din seara, din tura de astăzi, nu cunoaște despre acest caz. Deci, vă zic, dar pe Facebook eu am postat, deci mă întrebau, până la urmă, eu am văzut că mulți interesau care e soarta. Și eu am îndrăznit și am zis că am luat legătură cu penitenciarul 16, dar efectiv, nu 16, dar la penitenciarul nou. Nu știe nici familia, nimic. Dar vă zic, inima a șocat tare despre neregulile în justiția. Dar ce justiție? Asta e injustiție în Republica Moldova. Mai grav, pe lângă faptul că nu l-a lăsat să meargă la funeralii, mai grav e faptul că îi cereau rudelor bani pentru eliberarea lui când lui de mult trebuia să-i dea drumul înainte de termen conform prevederilor legale. Și se pare că injustiția asta a fost determinantă pentru gestul femeii din Italia. Dar eu vă zic, eu am privit acea înregistrare, credeți-mă, eu am plâns. Eu, dacă în primul audio se observă, se cunoaște și vocea mea, pentru că eu foarte indignată, revoltată, și când ar mai auzim de la firul celălalt, că el așa, știți, leger, dar un oarecare puternic, știți, așa, alehamite, de parcă el prea, de acolo era ca, nu știu, dumneavoastră o să alegeți din toate acestea, ce o să alegeți, pentru că e tot real. 5 sau 6 cât v-am expediat eu înregistrările audio.
Și mai multe lume trebuie să implice în asemenea cazuri ca să se rezolve. Nu v-ați gândit să sunați la Departamentul Instituției Penitenciare sau la Ministerul Justiției? Știți, am fost la Cahul și toate că m-am gândit să fac și acest lucru și știu cum să fac lucrurile, dar am avut 2 zile așa că am încărcat cu alte treburi și personale, n-am reușit. Mâine mă strădui, poate totuși ajung până la Ministerul Justiției și cunosc și la departament. N-ați auzit, presa nu a preluat cazul și nu a vorbit nimic despre asta. Cel puțin cât am văzut pe Facebook, nu, nimeni nimic nu a făcut. Dar cu adevărat puneți pe post acele înregistrări. Ca să vedem atitudinea funcționarilor din penitenciare față de o problemă gravă. Ei generează problemele astea pentru că extorchează bani de la deținuți pentru tot felul de servicii, inclusiv pentru telefoane, pentru că el a făcut filmarea aceea cu un telefon care a ajuns în penitenciar în mod ilegal și nu putea să ajungă altfel decât prin gardienii din închisori și probabil acum lui i-au făcut percheziție, au confiscat telefonul, probabil l-au băgat în carceră, l-au pedepsit în loc să rezolve problema semnalată de el pe calea asta. Nu să știe atunci ce. Atunci reiese că în loc să ajută am agravat situația? Nu știu, nu. Păi dumneavoastră cum puteați să agravați mai mult situația decât faptul că el s-a filmat și ne-a trimis nouă să publicăm video? Mai grav de atât n-ai ce să faci. Asta au fost publicare publică. Să dar, vadă toată lumea. L-a apucat pe om de sperare. Cât filat a fost la închisoare cu televizor și cu toate cele așa și el trebuie să fie acuzat de faptul că el are un telefon? Păi televizor, tocmai asta e problema. Televizor, aparat de radio, ai voie. N-ai voie telefon, acces la internet, pentru că asta asigură comunicarea cu lumea și acolo poți face tot felul de escrocherii. Se întâmplă o grămadă de ilegalități comise din închisori. Au mare voie să facă, ei au voie să-și arate ța bani. Asta trebuie anchetat și demonstrat, poate fi doar o declarație. Domnul Oleg, eu atât am avut a vă comunica și plasați acest, pentru că mă întrebați pe Facebook care este soarta. Am înțeles. Acestui. Mulțumesc, doamnă, pentru încredere și pentru intervenție. Dar nu secție de servici cu orice cu Andrei. Bună dimineața! Bună! În comparație cu celălalt angajat, dumneavoastră, foarte frumos ați răspuns. Eu mă numesc Tamara Rotaru, sunt pedagog de profesie. Vreau să vorbesc cu domnul Ignat. Este alături de dumneavoastră? 2 minute. Dumnealui vorbești la telefon. Eu aștept. Da, da, da. Aștept, nu închideți. Nu, nu, nu. Mulțumesc. Bine.